Salutare toată lumea și bine ați venit la nou episod. De fapt e o nouă serie de Minecraft. Astăzi jucăm Minecraft Shadowcraft. E o serie de Minecraft modat, e un custom mod. De fapt nu e custom mod. E un mod pack făcut de un YouTuber, o YouTuberiță de fapt din Marea Britanie. Eu m-am decis astăzi să-l joc. Seria este bazată pe modul meu Creature. O să dau astea mai încet. Seria este bazată pe modul meu Creature sau ceva de genul ăsta. Cu mai multe creaturi, vedeți ce aici, elefant, vacă. Ei bine. Bă, stai, nu era Timber modul? Redwood. O să jucăm seria asta. Sper sincer să vă placă ideea, vreau să dați toți un like pentru începutul seriei și dacă o să strângem 500 de like-uri pentru început, o să văd că vă place seria și o să continui. E o serie de Minecraft 1.5. Să văd din asta pot. Ah, lol, redwood planks. Ok, uite ăsta e elefant. Mișto rău. Ce asta? Asta e arici, nu e porc din ăla mistreț sau... Mamă, uită câți, ce copaci șmecheri. Deja e o serie de Minecraft modat, parcă pe G. Pe G ne arată toate chestiile, în caz că o să avem nevoie de ajutor. Ar trebui... Mamă. Sunt, văd că... Scări de ul. Sunt și covoare, chiar dacă e 1.5.2. Red Beef Quaid. Nu știu sigur ce fac toate chestiile astea, sunt o grămadă de chestii. Cu timpul o să vedem. Din păcate nu e modul cu too many items, să am aici în, știți voi, să am chestiile aia cu not enough items, să pot să mă uit cum să craftez chestia aia, știi? Dar o să jucăm și fără. Lol, uite un ponei sau un... Șarpe. Du-te șarpe de aici. Asta e seria de Minecraft modat de care vă vorbeam și sper sincer. Oh, nu. Lasă-mă în pace, șarpe. Șarpe. Seria are 100, nu, are 80 ceva de moduri. A, uite, are și timer mod, știam eu că are timer mod. Doar că nu merge la copaci, ăștia mai ciudați, știi? Bun, ok, slime ball, mersi. Seria are 80 și ceva de moduri, de asta s-ar putea să am din când în când lag, dar sper să înțelegeți acum că nu am un PC atât de bun încât să... Îmi place timer modul, deci e modul meu favorit. Mă enervează că nu merge și la copacii ăștia. Greierul face... Uite, ăsta cum se numește. Asta e un struț. Ce vrei, șarpe? Hai că mor șarpele. Uite că noată, frate. Oh, what? Spotted snake egg. Avem ouă de șarpe. Ok, chestia asta e ciudată. Uite peștișori, uite Nemo. Nemo. Oh, orange fish eye. Hai să... Oh, nu. Green snake egg. Sunt curios ce putem face cu snake egg-urile. Hai să căutăm pe aici. Wow, putem face paturi colorate, frate. Asta e genial. Mamă, câte chestii. Uite, spruce hedge. O să mă documentez eu puțin și o să învăț mai mult modul să văd toate chestiile astea. Probabil o să fie o serie mișto. Uite, frate, un deșert șmecher. O să fie o serie mișto, o să construim chestii șmechere rău. Având în vedere că suntem pe Minecraft modat și na, sunt o grămadă de chestii, totul e posibil. Mamă, ce copaci interesanți. Cât de șmecheri să fie copacii ăștia. Oare pot lua? Da, nu-i pot lua cu timer modul logic. Sunt alți și chiar îmi place mult modul ăsta. Și
Sunt chiar fericit că am avut ocazia și am ocazia să fac o serie cu el. Uite, uite. Uite. Nu știu exact cum o să numesc seria. Probabil o să numesc Shadowcraft. Dacă nu, o să văd eu. Dar probabil Shadowcraft, pentru că na, așa se numește modpack-ul. Și așa o să numesc și o serie. Bun. Uite, frate. Bă, dar tu mă mor fără să-ți fac nimic? Ok. De ce-mi dă slime-ul, frate? Adică... Nu mă prind. Trebuie să citim tot ghidul ăla. Mamă, ce mișto. Uitați-vă și voi ce super arată pe aici. Wow. Pui de elefant. Wow. Wow. Chiar că wow. Nu găsesc un pickaxe. Deci, efectiv, seria asta e... o capră. Ce drăguț. Glumesc. Stai. Mamă, ce mă sperie chestia asta. Cred că scărăbuș sau ceva. What? Grape. Wow, mă, struguri. Pe mânca? Da. E pe mânca. Sunt curios cât îmi dau. Ce asta? Vă dați seama? White mushroom. Ok, ciupercă. Portocală. Buttercups. Nu știu ce pot face cu astea. Probabil nu le pot mânca, adică... Nu știu, n-am hunger scăzut să văd dacă le pot mânca. Din câte am înțeles... Wow, se să văd ceva, controle. Sneak. More creature jump. Craft Guide. Ok, din câte am înțeles, modpack-ul ăsta includea și smart moving, dar... Oh, șoricel, șobolan. Șobolan, uite un șobolan. Mamă, ăsta e prea șmecher. Vă las și vouă un link în descriere în caz că vreți să downloadați și voi modul. Oh my god. Ce s-a întâmplat aici? Fluturi. Fluturi. Vreau să mor... Bă, acum mă simt prost că am omorât fluturii. Uite un câine. Câinele e ceva normal. Bă, ce e asta, bă? Ok. O să trebuiască să ne alegem un loc pentru o casă și să începem să ne construim. Hai să vedem, dau... A, îmi dă numai câte jumate, strugurul. Strugurul, doamne, strugurii. Îmi dă doar câte jumate. What the fuck e chestia asta? Probabil merge doar cu topor mai bun sau ceva de genul. Astea ar fi Cala Lilis. Sau așa? Da, Cala Lilis. Habar n-am ce cu chestiile astea. Uite ce mișto. Hai să văd dacă pot să iau. Bă, frate, dar timer mode-ul merge doar la copacii aia simpli? Chestia asta e destul de nașpa. Da. Uitați-vă ce de chestii mișto avem pe aici. Nu o să ne plictisim, asta e clar, în seria asta. Pentru un moment doar explorăm. Hai să vedem tot ce este. Frate, Golden Apple. What? De ce are... Asta e Golden Apple normal. Aici Golden Apple-ul se face cu nuggeturi, nu cu blocuri. Ok, da, asta era și înainte. Glowstone, astea de bază, cred că mai jos o să găsesc chestiile noi. A, kitchen cupboard. O să ne putem face și bucătărie și, uite, cooker. Și o grămadă de chestii, squid head. Mamă, să fac cap de squid ca să-l punem. Enderman head. Deci seria asta e o serie super, super interesantă. Seria asta o să fie singura mea serie de single player de pe canal de Minecraft modat single player momentan. Iar pe lângă asta e Alianța Minerilor, care e Minecraft Vanilla. După ce o să termin seria asta, probabil o să încep o serie nouă de Minecraft. Asta e frigider. Frigider. Iron, block of iron. Mamă, trebuie să strângem mult iron. Oh my god. Oh my god. Nether Scorpion Sword. Diamond Sword. Ok. Hamburger. Rat Burger. Hamburger cu șobolan. Cookie Dread.
Mamă. Armuri. Sky Amulet. Amulet. Ce e genul? Lol, Shark Teeth. Deci din dinți de rechin pot să fac armură de chain, interesant. Crafted Saddle. Un saddle cu... Ok. Whip. Probabil ceva gen... O putem colora patul. Cât de mișto să fie chestia asta. Scări din lemn. Asta era cea normal. Blueberry Crate. Nu știu ce face. O să fie o serie foarte interesantă. Foarte, foarte interesantă. Ok. Am văzut cam tot ce era de văzut. De fapt, mai sunt o grămadă de chestii. Cred că probabil aici din majoritatea chestiilor poți face câte ceva. Chestia asta îmi place mult și îmi place mult modul. Să iau asta. Aș putea face un topor de... Hai totuși să facem un crafting table. Bun, hai să punem crafting table-ul aici. Hai să facem niște bețe. O să fac 28 de bețe ca să avem. Și o să fac un pickaxe. Bun. Acum o să minez puțin pe aici. De ce minez cu chestul, nu întrebați. O să minez puțin pe aici să am niște piatră, să-mi fac niște unelte, ca să am uneltele de bază pentru Minecraft, știți și voi. Ok, uite că am dat de piatră. Nu știu exact dacă sunt minereuri noi. Sincer, asta chiar nu știu. Nu prea am văzut multe despre mod. O să învățăm împreună mai multe despre el. Din câte am văzut eu, e un mod foarte șmecher, deci sunt sigur că o să vă placă și sper să vă încânte și pe voi ideea de o serie modată, single player. O să încerc să învăț până la sfârșitul seriei modul la perfecție, gen. O să încerc că asta o să fie ținta mea, să învăț modul cât de cât perfect. Avem și Race Minimap, ce mișto arată tot colorat. Ăsta ar merge bine cu un shader, însă dacă o să bag și un shader, acum am frame-uri 50, 30, ceva de genul ăsta. Dacă aș băga un shader, ar fi urât. Nu știu ce am pus, 5, 1, 1, 2, 3, pentru că o să avem nevoie de mai multă. Iau și două săbii. Așa, și n-am făcut o lopată. Mai facem și o lopată. Hai să facem totuși și o lopată. Bun. Acolo o să fie mâncarea. Ok, hai să plecăm. Uite, am luat și un sapling. Nu știu exact unde o să stau eu, dar... Îi prea minunat locul ăsta. Am găsit un sat. Am găsit un sat deja. Cât de șmecher să fie asta. O să iau tot de pe aici, cartofii. O să-i țin la mine în inventar. Pentru că o să-i plantez la viitoarea mea fermă. Probabil aici nu-i prea special satul, pentru că sunt o grămadă de mâncăruri, dar cu siguranță o să avem nevoie și de cartofi și de wheat ca să facem câte ceva șmecher. O să arunc white mushroom, nu cred că e ceva prea special. O să arunc și redwood ăsta, pentru că o să mai găsim dacă o să fie nevoie. Și sper să n-arunc ceva foarte important, cum se întâmplă de obicei. Pentru că de multe ori mi se întâmpla să arunc ceva, iar după să vină unul, Max, tu știi ce ai aruncat? Și eu ceva gen, stai, ce am aruncat? Aici, aici. Cine bate, frate, la ușă? What is this? Dacă eu cu... Nu, e ceva nefolositor, probabil. A, uite zombiu. Am văzut ce ai vrut să faci. Mamă, frate, lăsați-mi pace, villagerii, 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 nu știu. Nu ieșiți afară. 8, 8. Bă, hai că stai bine, 17 cărbune. O să țin satul ăsta. Dă-te. Domnule, te super dacă te dai puțin. Oh, yeah. Cred că nu e același lemn, dar nu contează. O să închid satul ăsta ca să nu poată ieși, pentru că nu vreau să-i omoare cineva sau ceva de genul.
Ok, ăsta stă cu ușa deschisă. E nebun tipul. Oh, zombie villager. Hai să-l aduc înăuntru. Nu cred că se bate el cu villagerul. Știi ce? O să sparg ușa aia. Să nu mai tot bat atâta. What? Asta a fost ciudat. Bun, o să-l păstrez, probabil pentru o fermă de iron mai încolo, dacă o să fie ocazia, pentru că avem nevoie de mult iron din câte am observat. Și asta ar fi o metodă bună. Uite, oi. N-am momentan deloc. Oh my god, un lup. Ok, e bine, l-am omorât. Trebuie să ne facem o casă să ne adăpostim. Nici nu știu când o să pot muri aici. Frate, câtă viață ai, băga mea și piciorul, bă. Câtă viață avea tipul ăla, frate. O, Doamne, cum să murim cu toate chestiile alea la noi? Ok. Mă enervează că e sprintul ăsta foarte aiurea. O să încerc să caut iar locul ăla. Probabil nu o să-l mai găsesc. Probabil nu o să-l mai găsesc niciodată, dar oricum măcar am explorat. Uite, frate, toți mă omorâți. Lăsați-mă, frate, mă moar un șobolan. Așa a ajuns. Șobolanii să moare oameni. Nu mă așteptam la așa ceva din partea unui șobolan. Bun. Deci sunt șobolani peste tot pe aici. Deci nu mai găsesc satul ăla, nu pot să cred că am murit. Nu pot să cred că am murit. E, oricum, o să încep. O să reîncep să fac rost de chestii. Nu vreau să ies din pădurea asta pentru că îmi place chiar mult cum arată cu copacii și cu toate chestiile astea. Așa că o să rămân aici. Dar o să caut un loc bun pentru o casă. Hai, frate. Ok, deci nu cred că o să mai găsesc. Uite că mi-arată pe Race Minimap, mi-arată și mobii. Da, dăm. După ce că nu ți-am făcut nimic, tu dai în mine, bă. Dai, bă, în mine, bă. Ce-a fost aia? O fantomă? Ok, aia a fost o fantomă, frate. Du-te, frate, că nu mă mori tu. Am o inimă, dar asta nu înseamnă că o să mor. Mamă, deci trebuie să ne facem o casă. Să-ți bați joc de mine. Ok, încercarea a treia. De a supraviețui. Uite, am găsit satul. Am găsit satul în care am murit, probabil. Probabil aici am și murit, nu? Să văd dacă o să-mi găsesc itemele. Dacă mi-aș găsi acum itemele, aș fi foarte fericit. Foarte, foarte fericit. Uite altă chestie de asta. Uite altă chestie de asta. Am luat și un brad. Sper să nu-mi dispară itemele. Adică știu că la un moment dat itemele dispar, dar nu știu exact care e timpul ăla. Uite, văd aici. Văd un oraș în partea asta. Mă duc să văd dacă nu o să-mi găsesc itemele. Știu cât de cât unde le-am pierdut. Uite, asta e un oraș mare. Nu cred că am fost. Uite aici, aici am fost. Aici am fost. O, nu. O, nu. Eu am încercat să protejez. Oh my god. Frate, eu o să fug.
Ok, o să mă duc înapoi acolo. O să-mi iau itemele și o să mă ascund într-un sat din ăla. Deci, efectiv, modul ăsta e mai greu decât îmi imaginam. Adică, e chiar greu să scap de Werewolf-ul ăla. Mai ales cu sprintul ăsta de pe W. Frate. Uite, frate, uite cât damage îmi dă. Și nici nu pot să fug, na. Deci, o să bag un smart moving. Bă, mă lași. Unde-i satul ăla? Nu mai găsesc pe artă, probabil pe aici era. Aha. Deci, efectiv, urăsc să sprintez așa. O să încerc să-mi bag better sprint sau ceva genul ăsta la episodul următor. Doar să văd cum ar trebui să fac chestia asta. Chiar nu mă pricep. Sau ar trebui să mă învăț și cu sprintul. Bă, tu stai, creeper, aici. Pușcă, fă ce vrei. Mie îmi trebuie itemele înapoi. Până la urmă asta îmi doresc eu. În momentul de față și îmi dai itemele, fraiere, altfel vă mor pe toți. O, noroc că vine ziua. Iau niște... O, niște... Ce să știu? Nu știu, dar apare nu-i pot mânca. De mine am pierdut itemele mai devreme. A, stai, 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 stai! Eu itemele nu le-am pierdut aici. Itemele le-am pierdut în... Unde l-am pierdut? Acolo. Aha. Uite, Werewolf-ul ăla, pe care nu știu cum îl batem. Chiar nu-mi dau seama cum pot bate un lup de genul. Oh, ok, itemele mele sunt aici. Ok, le-am luat. Acum, hai să fugim. Nu, nu. Nu, nu, nu. Bă, tu mori. Știu că n-am recuperat toate itemele, dar măcar am recuperat ceva. O să fac aici un crafting table. Uite, uite. Oh, mamă, mamă, Outmood. Cât de șmecher e ăsta. Outmood. Și poate aveam aici, nu, n-aveam. Mă enervam dacă aveam. Sincer, chiar mă enervam. Ok, hai să vedem, murim iar. Asta e geam. De ce se vede așa? Pentru că... Asta e, stai... Stai că am și texture pack la chestia asta. Ca să o poți juca ca lumea. Adică așa cum e ea. Ai nevoie de un resource pack. Uite, texture pack. Clear glass. Cool. Nu știu ce. În fine. Ok. Am murit. Dar o să-și mă duc să-mi iau itemele înapoi și mă duc repede să-mi caut o casă. Ăsta e episodul 1, episodul pilot, cât de cât, adică nu pot să-l numesc un episod normal chiar dacă o să fie episodul 1. Mai mult așa, învățăm puțin să jucăm, pentru că vedeți voi că nu prea știu să joc și mă enervează că nu știu care creaturi sunt inofensive și care sunt ofensive, gen. Care mă moară și care nu au de gând să mă moare. Uite, hai că mi-am găsit itemele. Am găsit tot ce am pierdut mai devreme. Am și cartofii, perfect, am cartofii. Ok, am tot. Cioară, uite o cioară. Doamne, nu mă gândeam că e atât de complex modul ăsta. Să bage și ciori, frate. Uite, frate, cioara. Ok, îmi place copacul ăsta, e autumn, nu? Da, îmi place mult Outmood-ul. Probabil o să fac o casă din Outmood. Outmood. O să mai strâng niște copaci de genul. Pe seria asta o să joc doar când filmez, v-am zis. Inclusiv minatul o să-l fac filmat. Sper să nu vă deranjeze. Cam asta vreau să fie cu seria asta. Să fie ceva ce o să fac totul filmând. Să nu joc fără să filmez. Pentru că efectiv am... Când nu filmez, joc mai mult GTA, doamne. Când nu filmez, joc mai mult Survival Games. Și
Na, cam asta o să rămână jocul meu pe care o să-l joc când nu filmez. Seria asta o să joc doar când filmez. Vreau să vedeți și voi modul de la capăt, să învățați și voi ce învăț și eu. Și dacă urmăriți, o să urmăriți seria, să fiți mulțumiți. Știu că poți spune, frate, știu că poți spune la elefant, poți să-i pui gen chestii și să-l călărești. Dar nu știu exact cum. Dar pot să caut item aici. Filter, set item. Clear. A, uite. Wow. Wow. Sunt o grămadă de chestii, frate. Cred că Crafted Seagull ăla era pentru toți, oare? Salmon Shell. Ok, oricum o să iau niște automod și o să-mi fac asta puțin mai departe de chestia asta. Nu vreau să fiu exact lângă un village, dar nu o să mă depărtez foarte tare ca să știu cum să ajung aici. Am automod. Arată genial, frate, deci uite, deci tu. Mamă. Bine, e vară, dar îmi place automodul. Ce? Ce are? Ce are dacă îmi place automodul? Vara. What the fuck, ce caută? Ce faci, frate? Mă, dar chiar îmi place. Chiar îmi place chestia asta, chiar îmi place zona. Chiar dacă e un village pe aici, o să-mi fac casa lângă village-ul ăsta. Oh my god. Scuzi. Nu mă pot abține, frate, să nu dau în el. Bă, câtă. Ok, hide. Ce pot face cu hide-ul? Dăm G. Căutăm hide. Și dăm pe el. Ok, elefant. Elefant harness. O, mamă, deci v-am zis că puteți. Hide legs. Chest set. V-am zis că putem, pot să fac chestii de armură la un elefant. O să-mi fac o casă mișto, imensă, cu animale. Probabil o să fiu undeva acolo jos, dar nu vreau chiar lângă sat, însă vreau să am și eu niște prieteni cu mine, adică villagerii. Pentru că na, singur e destul de plictisitor. Îmi plac mult geamurile astea. Singur e destul de plictisitor, v-am zis, și de asta o să-mi țin villagerii. O fântână. Ok, păi, cam atât cu primul episod din seria asta. Hai să mănânc niște morcovi. Cam atât cu primul episod din seria de Shadowcraft. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Bă. Îmi trebuie mie, frate, să mă pun pe F5. Așa, deci dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. O să mă duc acum să-mi iau itemele înapoi. Nu am pierdut locul, am memorat, ceea ce chiar bine. Hai să mai luăm niște cartofi, pentru că o să fac o fermă mare de cartofi. O să-mi fac o casă gen, nu știu, cu multe chestii, cu subteran, cu etaj și chestii de genul, ca să fie așa complexă. E bine, pe aici am murit mai devreme. Uite aici o mină. Probabil o să venim să... Are o inimioară? Are inimioară. Oh. Mamă, deci e efectiv genial toată chestia. Hai să facem o chestie F3B. Așa, să văd itemele mai bine. Ok, păi probabil o să le găsesc eu off-camera. Cred. Iar noi ne vedem la următorul episod din Shadowcraft. Care nu știu exact sincer când o să fie. Unde sunt itemele, frate? Asta stai. Itemele mele sunt aici, pe undeva. Nu. Aici, pe undeva. Ok. Care sunt itemele mele? Unde sunt itemele mele? Ok, păi, da, nu uitați de like, iar noi ne vedem la următorul episod. Pa, pa!